Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, mesagerul de neam știri din Neamț, cu invitat în direct, dar mai târziu un pic îl prezint. Până atunci însă, să spunem că am ajuns la vremă de grevă în învățământ și principalii vinovați, pentru că suntem în grevă în învățământ, sunt profesorii și au făcut-o cu mâna lor. O spun cu toată responsabilitatea ca membru al Breslei, pentru că n-au știut pe cine să lase repetenți la timp. Dar și ăștia au ajuns să facă legi. Astăzi e grevă, vom vedea ce fel de grevă, reporterii noștri vor merge pe teren. Până atunci însă, vreau să vă spun că după îndelungi cercetări în redacție am reușit să găsim care este unitatea de măsură pentru performanța în învățământ în acest moment. O să vă spun imediat. Și am reușit să vedem că avem un prim-ministru perfect pregătit pentru munca pe care o desfășoară și mai ales perfect pregătit să facă negocieri cu liderii de sindicat. La început a spus cam așa domnul prim-ministru: ei, nu e timpul să faceți grevă acum, ci destabilizați guvernul. Aveți grijă că acum vin examenele, copiii, lecții, cutare, iar voi la locomanda. Și-a dat seama probabil că tonul cazon nu prea prinde și atunci a ales o discuție la un alt nivel, o discuție care denotă clar că domnul prim-ministru este racordat, ca să folosim un cuvânt, la realitățile învățământului românesc. Deci, la întâlnirea cu liderii din sindicate, domnia sa a dat o declarație care sună cam așa. Nu cred că a fost vreo solicitare de dialog căruia guvernul să nu-i răspundă. Că am responsabilitatea tot ce înseamnă rezolvarea problemelor, astfel încât împreună să putem să rezolvăm probleme. E logic. Nu există un numitor comun pe care putem să-l folosim altul decât cel al dialogului, al cunoașterii realității și al asumării responsabilității fiecare dintre noi, iar în calitate de prim-ministru și cu întreg guvernul, cu întreaga coaliție, că iată, suntem aici cu domnul președinte, cu doamna ministru a educației, cu domnul ministru de la muncă și finanțe. Punct. Fraza se termină cu punct, chiar dacă ea nu este finalizată. Cu toții nu am făcut nimic altceva decât să căutăm soluții și sunt convins că vom găsi soluții împreună, pentru că am înțeles și înțelegem în continuare nevoia de a face în așa fel încât țara noastră, cetățenii României, să aibă încredere într-un sistem de educație pe care îl considerăm și vom respecta în continuare ca făcând parte din primele două priorități ale programului de guvernare și este o chestiune pe care am asumat-o cu toții. Această frază este chintesența programului România Educată. Mai spune domnul prim-ministru ceva, cât de racordat este la problemele învățământului. Am înțeles de la dumneavoastră, adică de la liderii de sindicat, este aci și doamna ministru, suntem aci cu toții, că sunt probleme care trebuie rezolvate pe verticala sistemului de educație în ceea ce privește o serie de aspecte care de-a lungul timpului au dus la aceste distorsionări și iată ne puși astăzi în fața unei solicitări care practic a dus la o decizie absolut nedorită de nimeni. N-aș mai continua pentru că, sincer, am un sentiment de rușine și inutilitate. Dar să ne întoarcem la ceea ce spuneam, unitatea de măsură pentru performanța în învățământ. Știm cu toții că doamna Deca, ministru învățământului, care a venit și la Neamț și a ales numai școli profesionale, mă rog, asta de meserii, ca să meargă, este adusă de actualul președinte
încă în, adică în funcție, nu știm cât își, cât își pune în valoare funcția domnul Iohannis, care domnul Iohannis la începuturile domniei sale, într-un interviu, întrebat cum a putut să facă rost de câteva case, a spus că prin meditații, și când a întrebat, doamne, dar alți profesori de ce nu pot, a spus ghinion. Noi statutăm astăzi că unitatea de măsură pentru performanța României educate este deca-ghinionul. Sperăm ca această unitate de măsură să fie și omologată, să aibă niște standarde, ca să putem după aceea lucra cu ea. Acestea fiind zise, lăsăm greva deoparte și facem o emisiune cum n-am mai făcut de mult pe la cafeaua de dimineață. O emisiune, eu zic, curajoasă, pentru mine în primul rând, cu un scriitor, Adrian G. Romila. Bună dimineața! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Pretextul emisiunii este lansarea acestui roman, Acasă departe. Este un pretext, pentru că mi-am dorit de mult să fac emisiuni, n-am avut curajul și luat de potopul evenimentelor astea aparent importante, uităm să mai vorbim și despre lucrurile frumoase, literatură, printre altele. Domnule Valentin Adrian, puteți, dacă se poate. Poți, Valentin, să-mi spui cum. Așa. Deci, Adrian, o carte. Eu recunosc că am citit fragmente din carte în diferite reviste până acum și am început să citesc și am ajuns, m-am dat și rotund înainte de emisiune, am ajuns la Biserica Lipovenească când o descriai acolo. Și nu sunt critic literar, îmi place să citesc. Ce mi-a plăcut până acum din ce am citit, ai un har al descrierilor atât de, să spun eu, parcă pictez. Adică când citești o descriere de-a ta, parcă vezi imagini. Și mai ales dacă ai avut și norocul să treci prin zonele respective, ca turist, ca vizitator, chiar ai o surpriză extrem de plăcută și ai arta aceasta picturii în cuvinte cu amănunte care pe mine, cel puțin, nu știu, pe alții, fac să se simtă extraordinar de bine. Cartea, eu nu vreau să o prezint acum, dar vorbește despre Adrian Romila. Valentin, e o carte de literatură în primul rând, cu câteva mize imaginare și simbolice, ca orice carte de literatură care se respectă, dar e și un experiment autobiografic. Sunt trei povești în trei timpuri diferite, puse într-o coerență narrativă și toate cele trei povești au drept protagonist pe cineva cu numele autorului, Adrian Romila. Adrian Romila din 1835, Adrian Romila din 2019 și un Hadrian Romila, un sclav grec latinizat din timpul exilului lui Ovid Slatomis. Primul Adrian Romila, cel care este ofițer, nu? Da. Așa, un tip cosmopolit, așa, într-un fel, nu? Așa cum spune povestea, e un tânăr italo-valah, născut la București din tată italian, împământenit la București de mult și mamă româncă, cu studii de inginerie la început în Franța și apoi de marină la Brest. Întors la București pentru varii... Care dă ochi, dă piept cu realitatea cruntă... A valahii secolului 19, da. Și care are așa un sentiment inițial de... De ce e aici? Știi, parcă zice, cum spun unici, că nu intru în politică să nu calc în... Așa, deci, da, e foarte reticent la spațiul acesta de la marginea Europei. El vine într-o lume cosmopolită, educată, occidentală, cu toate atributele unei normalități sociale.
și revine cumva acasă, mai mult forțat, chemat de tatăl său pentru a-i se încredința o misiune politică secretă, organizată de câțiva din reprezentanții pașoptiști, ca să spun așa. Știi ce mi-a plăcut la personajul ăsta la început, așa cât am reușit să citesc? Faptul că el vine și dacă îi vezi gândurile și încerci să-l transpui în situația de astăzi, este așa ca reprezentantul, nu știu cum să-i numesc pe cei de acum, care spun, noi, zice, nu mai credem în valorile tradiționale, noi, zice, Dumnezeu, zice, ce are de care oamenii pot să facă corăbile astea care merg, dacă oamenii pot să facă lucrurile astea, ce-i cu Dumnezeu? Și ajunge în biserică. Deci, lupta asta între vechi și nou, de fapt, el vine cu nou și cu vechiul, este absolut fabuloasă în mintea personajului și pe mine m-a lăsat mască. Mai departe n-am citit, o să citesc, promit, așa că te las pe tine să ne mai spui, după aia o să discutăm și alte lucruri, nu despre carte. Numai. O să spun atât încât să nu dezvălui exact din secretele poveștii, da, se întoarce la București, chemat pentru o misiune politică secretă la Istanbul, la Constantinopol, încredințată de câțiva din liderii societății secrete din București. Trebuia să ducă niște documente unor ambasadori și, mă rog, trece printr-o serie de aventuri. De fapt, el testează care sunt valențele comice sau dramatice ale unei întoarceri acasă pe care nu o dorești și de care vrei să scapi foarte repede. Pentru că așa cum se întâmplă lucrurile în spațiul de la gurile Dunării, de la marginea Europei, da, toate sunt imprevizibile și de multe ori iau o turnură la limita dramaticului, ca să spun așa. Da. Eu aș vrea să vorbesc cu tine astăzi, dincolo de carte, poate pornim ca pretext chiar de la cartea asta, despre condiția celui care scrie în acest moment în România, în Piatra Neamț. Avem imagini de la lansare în timp ce noi vorbim. Poate ne spui și cine e domnul care vorbește? E universitar la Bacău, Adrian Jicu, critic literar și prozator, un foarte bun entertainer cultural, face un festival Bacfest în fiecare toamnă de câțiva ani, un festival foarte, foarte bun, cu amplitudine națională și internațională. Și e un prieten de-al meu, dacă pot să spun așa, ne-am întâlnit la varie evenimente culturale și l-am chemat pentru că am mai vorbit și în alte ocazii despre activitatea mea și, mă rog, cunoștea cât de cât ceea ce fac eu, plus că îl cheamă Adrian și am vrut să fac un experiment, da, cu Adrianul Gheorghe, care din motive personale n-a putut să ajungă la lansare. Deci erau trei Adrieni personaje, un Adrian autor și doi Adrieni care vorbesc. Era un fel de experiment. Da. Bun. Pentru cine se mai scrie cartea astăzi? Și eu... genul ăsta de carte care este o carte, nici nu poți, eu nu pot să o categorisez, dar are și acțiune, are și istorie, da. Are de toate în ea. Pentru cine se mai scrie cartea? E și profesor. Da, e o discuție complicată. Mai întâi ar trebui să spun că, spre deosebire de alte genuri literare, proza e mai avantajată. Proza înseamnă poveste și povestea în general prinde. Și se vinde mai bine și se citește mai ușor. Poezia, de pildă, eseul sau critica literară, studiu monografic, sunt genuri mai de nișă, mai elitiste și sunt mai greu accesibile față de proză. Deci aș putea să spun că am acest avantaj al scrisului de proză, care face cumva ca ceea ce scriu eu să fie mai larg difuzabil. Proza, în general, se citește și se vinde mai bine. Apoi, cititul și scrisul sunt în ultimii ani chestiuni foarte, foarte delicate, cel puțin în piața literară românească. Scriitorii scriu pentru cititori, ăsta e răspunsul. Corect. Pentru cititori și pentru ei înșiși. Până la urmă, pentru că e o vocație pe care vrei să o împlinești, fără de care simți că nu poți trăi,
Da, simți că asta e datoria ta, să produci lucruri simbolice, da, să naști experiențe, imaginare, să transmiți celorlalți lucruri de gândit. Dar funcționăm într-o piață literară extrem de slabă. România e una dintre țările cu o piață literară extrem de slabă. Se traduce puțin din literatura română, suntem prezenți la târgurile de carte, n-aș putea spune că slab, suntem moderat, dar vehiculăm mereu numele care ne aduc prestigiu, ca să spun așa, și dacă ne uităm sunt veșnic 5, 6, 7 aceleași nume. Statul nu investește în industria de carte, nu acordă drepturi de autor. Da, sunt o grămadă de probleme care teoretic ar trebui să descurajeze un scriitor de limbă română să scrie și să publice. Apoi, lectura e în ultimii ani o ocupație extrem de cum să spun, în curs de restrângere. Se citește tot mai puțin, școala nu produce acea masă critică în stare să asigure o piață de cititori care să absoarbă ceea ce se scrie în literatura română. E un fel de cerc vicios. Nici școala nu produce iubitori de literatură, societatea nu favorizează producția și consumul de carte. Editurile sunt, paradoxal, în România sunt extrem de multe edituri, se scrie foarte mult, se publică foarte mult. Asta face ca valorile să se amestece cu non-valorile și să nu mai poți face distinția între ce e bun și ce e neglijabil și pasabil. Și atunci lucrurile se complică și mai mult decât oricum erau complicate. De ce școala nu mai produce cititori? Ești profesor. Da, sunt profesor de literatură. De literatură la un liceu de renume. Acum, eu, la Victor Brauner... Nu, eu vorbesc ca liceu ca de renume, nu vorbesc... Nu, dar eu vreau să spun că eu încă mai spre bucuria mea, mai am elevi care citesc sau pe care îi pot convinge să citească. Nu sunt atât de mulți pe cât mi-aș dori, dar există și simt că nu muncesc în gol. Că există o eficiență și un feedback. Pentru că de zeci de ani, nu știu, de 30, de 40, de 50 de ani, canonul literaturii din școală este aproape neschimbat și cei care studiază literatura și termină un liceu au impresia că literatura înseamnă titlurile din programa școlară. Cred că în canonul școlar, literatura română se oprește undeva la Marin Preda și Marin Sorescu, dacă e să numesc doi autori care încă se studiază. Programul prevede, de pildă, și pe Cărtărescu cu anii 80, dar se studiază mai puțin pentru că, în general, nu se dă, nu e destul de clasicizat încât să fie vehiculat în examen, așa încât e trecut în programă, dar el nu e, de fapt, punctat prin subiecte. Deci ne oprim undeva în jurul anilor 70, 60-70. Ori din 1960-1970, până în momentul de față, s-a scris enorm de mult. Speciile s-au schimbat, s-au ambiguizat, se scrie altfel literatură, s-au consumat paradigme culturale și literare care fac ca literatura de astăzi să aibă o anumită configurație care nu prea seamănă cu literatura din școală. Astfel încât dacă acest canon înțepenit se oprește la anii 60-70, vă dați seama că nu putem avea pretenția ca elevii care termină să înțeleagă ce se scrie astăzi, să frecventeze evenimente literare, să cumpere cărți, să guste. Iată. Mi-aduc aminte, acum vreo două săptămâni am vorbit cu cineva din Breastă, ca să zic așa, și care îmi spunea ceva de genul, zice, domne, ce Creangă, care este fabulos prin limbaj, prin... Zice, acum, dacă îl dai copiilor, mai ales în orașe, trebuie să-l traduci. Da, e o problemă, dar cumva e adiacentă. Nu, dar vreau să merg mai departe.
Iar au fost niște romane apărute în timpul comunismului, care acum, bine, nu se mai vorbește despre ele, dar la vremea aceea era wow, Biblioteca din Alexandria, lui Sălcudeanu, întâmplător are legătură cu spațiul nostru de aici. E vorba de Sanatoriul de la Bisericani, ca model de inspirație, în care era scrisă și pentru noi care citeam atunci și aflam niște lucruri despre, băi, ce bătălie erau între liderii comuniști, cum se omorau unii pe alții, ce făceau, ce se întâmpla în vremea aia. Era o carte, am găsit-o cu greu, a fost retrasă. Acum, dacă iei și îi dai unui elev cartea aia să o citească, nu înțelege nimic. Valorile s-au schimbat. Deci, modul în care se scria literatura, cum spuneai, s-a schimbat. Până și capodopere, gen Viața ca o pradă. Da? Le citește cineva acum și zice, dom'le, stai un pic, în afară de finul narrativ și de câteva lucruri de acolo, pentru mulți e plictisitor, nu mai atrage, e prea mare, prea lung, deși în afară se scrie mult, romane, serii întregi, care se vând cu mare succes. Da, pentru că acolo există un gen de funcționare a pieței care favorizează încă funcționarea literaturii la parametri acceptabili. Există manageri de carte, există tiraje mari, există evenimente la care sunt aduși copiii, se studiază în școală texte pentru care copiii meditează, scriu eseuri, sunt lăsați să gândească, să recepteze singuri și așa departe. Cred că nu numai de canon e vorba la noi în școală, ci de felul în care trebuie să administrezi acest canon la clasă, care nu e deloc foarte potrivit pentru a pregăti viitori cititori obișnuiți de literatură. Așa că nu e de mirare ceea ce povestești. E un aspect, suntem în orizontul unei generații născute digitale. Născute în orizontul acesta digital, ei citesc foarte mult pe device-uri și asta creează un anumit tip de receptivitate care e un pic diferit de ceea ce știm noi. Răgazul acesta de a gusta, de a interpreta, de a te bucura de bunurile astea simbolice funcționează un pic altfel la ei. De-aia spun că dacă noi mergem pe aceleași coordonate în școală predând literatura, științele umane în același fel, nu avem nicio șansă să pregătim oameni mediu culturalizați, mediu antrenați în a recepta bunuri simbolice după ce termină perioada școlară. Deci suntem încă într-un cerc vicios care nu pare să ducă undeva spre bine. Bun. Și condiția ta ca scriitor în momentul acesta? Deci un scriitor care deja, iată, ai cărți, nu o carte, n-ai ieșit cu o carte, nu ești, ai un nume, îți permite să trăiești din scris? Nu îmi permite să trăiesc din scris, dar să știți că majoritatea scriitorilor din România nu trăiesc din scris. Sunt numele despre care vorbeam la început, acele 5, 6, 7 nume care sunt rulate la târgul de carte și traduse în afară și care poate că, dintr-un anumit punct de vedere, pot trăi din scris, pentru că fiecare traducere, fiecare prezență și fiecare premiu internațional le aduce sume de bani consistente. Funcționează principiul acela evanghelic, celui ce are îi se va mai da și celui ce n-are îi se va lua și ce are. În rest, scriitorii de condiție medie, între care mă număr și eu, un scriitor obișnuit, trebuie să aibă un job, o meserie din care să trăiască. Scrisul e ceva ce se adaugă, e ceva ce cumva te împlinește, dar nu-ți asigură un mijloc de trai, ceea ce te determină să faci mari eforturi, să scrii, să publici, să difuzezi. Nu simți că pierzi mult? Sigur că da. Pierzi te în actul creației. Sigur. Simți că pierzi, dar pe de altă parte, noi ne-am obișnuit scriitorii să nu ne setăm astfel încât să urmărim un câștig financiar imediat sau niște beneficii care să ne îmbunătățească viața la nivel financiar. Scriem pentru reprezentativitate, pentru condițiile noastre de scriitori,
Pentru ca să fim recunoscuți într-o breaslă, sigur, să fim citiți, să circulăm, să comunicăm, să transmitem. Dacă ajungi la performanța de trăit înscris, deja e ceva care se adaugă, te bucură, dar nu e asta, nu e asta condiția. Vorbeam, am făcut mai multe emisiuni cu Adriana lui Adrian al lui Gheorghe. Cu celălalt Adrian. Cu celălalt Adrian. Sau alt Adrian, da. Și recunosc că înainte și după emisiune, nu în timpul emisiunii, aveam așa un fel de jenă să întreb. Tot timpul spuneam, Adrian, ce se întâmplă cu mulțimea asta de cărți care apar și care sunt la un moment dat ei deschis cartea și încerci să înțelegi ceva ce scrie acolo. Și nu reușești. Și nu reușești. Da. Pentru că acum dacă ai niște bănuți, te duci și îți scoți cartea ta de poezii. Dacă găsești pe cineva să ți le și însăileze, e și mai bine. Și după aceea, dacă ai bani, faci și lansare. Dacă ai bani, mai și faci o cinste și vine cineva și laudă cartea. Acum să știi, Valentin, că lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume. Dacă poți să-ți autofinanțezi apariția, nu te oprește nimeni, este o marcă a unei societăți libere din toate punctele de vedere, pe de o parte. Pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează când citesc așa, mă duc pe și văd, zice, un adevărat spectacol de imagini care arată influențele, nu știu, zi-mi un din ăsta modernist, un poet modernist, nu știu, așa, iar limbajul profund filozofic aduce aminte de Umberto Eco, care dacă ar fi scris poezie, așa ar fi făcut-o. Da. Și stau și mă întreb, Doamne, zic, ăla care a scris cartea, teoretic a scris cartea, începe să vorbească și vorbește ca Don Ciucă. La început ceva am dat acolo. Și după trei cărți, nu parcă așa, e autor, da. E autor și membru, bate la ușa Uniunii Scriitorilor. Sunt imposturi din două părți, Valentin. Odată impostura scriitorului care produce, scrie, iese în public fără să aibă nicio acoperire estetică, de talent, de autenticitate, de competențe, de ce vrei tu. De cealaltă parte e impostura celui care validează, celor care validează asemenea apariții. Aici e problema mare. Pentru că mă mai duceam și eu pe la expoziție. Acum mă duc după, nu mă mai duc niciodată la inaugurări, pentru că m-am săturat. N-am auzit odată la Piatra Neamț să vină un critic și să spună, da, cu politețe, hai, te invit omul, da? Și spui, tu, mai sunt probleme, exprimare, mai sunt probleme la tehnica picturii, mai sunt probleme. Totul este genial și superlativ, foarte bun. Da, da, da. Totul este la superlativ. Da. Și atunci stai și te întrebi, dacă suntem atât de buni. Cum de nu știe nimeni. Cum de nu știe nimeni de noi. Asta este problema. Da. Și în literatură, cred că e mai accentuată chestiunea asta decât în celelalte zone, în artă sau în muzică, pentru că cartea are un prestigiu. Încă are un prestigiu și oamenii consideră că dacă publică o carte, intră deja într-o zonă din aceasta de elită și țin foarte mult să publice cu orice preț. Și atunci ies pe piață și autofinanțează aparițiile, sunt foarte satisfăcuți că țin în mână un obiect din acesta care este cartea lor, o carte proprie, sunt autori, apar pe copertă, pot să și tocmească niște autorități care să-i valideze, niște critici, mai știu eu ce, niște jurnaliști și uite așa se amestecă lucrurile de care spuneam eu la început, valoarea cu non-valoarea și nu mai știi pe o piață inundată de cărți, de fapt, ce trebuie să alegi, ce trebuie să citești, cu ce să pierzi vremea dacă tot e să o pierzi cu efortul ăsta de lectură. Bun, acum, dacă tot suntem în discuția asta, în afară de cele 5-6 nume pe care, dacă vrei, le putem și aminti, nu e o problemă, eu te rog pe tine să-mi dai 5-6 nume care merită citite
în momentul acesta și care nu sunt scoase în față de obicei de edituri. Oameni ca tine, care scriu și care nu sunt suficient de cunoscuți în mediul larg. Pentru că eu recunosc că sunt unul din privilegiații care primesc revista Conta. Citesc și vreau să vă spun că sunt anumite numere în revista Conta care chiar te îndeamnă spre lectură. Deci, uite bă, ce o scris, stai să văd ce scrie. Dar aș vrea niște nume. Poate chiar dacă avem și din apropierea noastră. Mă feresc să dau nume din zonă, din da. Zonă, pentru că intru în niște chestiune. Acum, dacă tot ai adus discuția, și eu și Adrian și cei încă 2-3 cu care formăm așa un fel de grup, avem un principiu al exportabilului, să locuim în Piatra Neamță, să fim cât mai exportabil. Adică să fim, dacă se poate, prezenți acolo unde efortul este recunoscut, este validat de autorități valabile și cumva există o continuitate și o răsplată a efortului de a scrie, adică să fim la centru. Să trăim aici, dar să funcționăm la centru. Să publicăm la centru, să fim prezenți la evenimente de la centru, să circulăm în afară. Dacă nu mă înșel, asta e ideea domnului Manulescu, era pe a, dacă nu bă, fără îndoială. Și că, domne, dacă vrei să fii bun, fii bun acolo unde... Exact, degeaba ești cel mai bun scriitor de la scara ta, adică... Asta nu spune nimic. Sau din orașul tău, dacă vrei. Sau din orașul tău, dar asta nu spune nimic. Da, uite, o să aleg niște nume. Sigur, ele au apărut la edituri. Și editurile Valentin sunt edituri și edituri. Sunt edituri mari cum e Humanitas sau Polirom sau Trei sau Nemira, care sunt foarte, foarte bune. Sunt edituri de vitrină, dar sunt și edituri mai de nișă, dar edituri care scot literatură de foarte bună calitate. Cum e Carmides, de exemplu, din Bistrița, calitatea foarte, foarte bună. Cum e casa editură Max Blecher de la București, care nu scot tiraje mari, dar ceea ce scot reprezintă calitate aproape întotdeauna. Să-ți dau câteva nume. Uite, de exemplu, un scriitor care în ultimii ani a dispărut puțin de pe circuit, dar e încă valabil, e Tudor Ganea, un prozator din Constanța, care a publicat câteva cărți de proză, câteva romane absolut remarcabile. Altul e Andreea Răsuceanu, altul e Mircea Pricăjan. Cred că dacă mă gândesc mai găsesc câteva nume. Deci chiar te rog să ne spui de ce. Poate în felul ăsta reușim. Facem chiar o știre, nume de recomandate. Poate reușim să mai aducem ceva. Recunosc că în afară de Ganea n-am auzit de ceilalți doi Recunosc. De Ganea am mai auzit, am mai citit. Eu am dat numai nume din proză, Valentin, pentru că proza e genul meu. Da. Există și poeți. E o frecvență în care eu nu mă situez profesional vorbind, sunt mare scriitor și cititor de proză, dar există și în poezie o grămadă de nume care merită frecventate, ca să spun așa. Dar uite, de ce canonul școlar îl introduce la clasele mari, la elevii care au oarecare maturitate și nume din acestea care se obișnuiască cumva cu literatura contemporană, să le arate cum arată, cum se scrie, cum se receptează, ce presupune, astfel încât să nu aibă impresia că literatura este Alexandrie Eminescu, eu știu, Nichita Stănescu și Lucian Blaga. Sau nu sunt numai ei. Asta ne însemnând că ei nu au valoare. Sigur că da, deci adică canonul trebuie să rămână, canonul deci școlar în mare foarte... parte, dar cred că totuși o flexibilizare a lui ar prinde bine culturii românești în general. Dacă vrem să pregătim oameni care în continuare să asigure acest secvitur. Eu am următoarea idee. Dacă citesc Adrian Romila și citesc și după ce citesc mai îmi arunc un ochi și pe ce spun criticii despre și dacă criticul spune toate pânzele sus, uite, faci o legătură, la toate pânzele sus, automat, dacă sunt un tânăr care... Păi ce e asta toate pânzele? Parcă am văzut filmul. Nu? Și dacă mai faci o trimitere și în altă parte, eu, de exemplu,
citind aici, nu știu de ce mi-au venit în minte scene din, nu știu, ce legătură am făcut, Craii de la Curtea Veche la un moment dat. Da, e o zonă acolo. Deci da, a venit automat zonă, ideea Craii de la din Curtea București, Veche. Din Bucureștiul hanului Manuc, da. București, anul 1930. Probabil, probabil, descrierea acelea, da, cu bordelurile, da, mă rog. Da. Dar m-a dus la Craii de la Curtea Veche, da? Băi, hai să vedem, facem legături, face conexiuni și în felul ăsta poți să pleci spre marea literatură română canonică, ca să spunem așa, și de la ce e acum. Mergi invers dacă nu poți merge așa. Adică ar trebui, vorba ta, foarte multă flexibilitate și poate ar trebui introdusă, dacă nu în materia clasică, așa, ar trebui introduse, ar trebui introduse niște cursuri opționale, măcar pentru cei care vor să citească. Pentru că ajungem să se întâmple ca în Franța la un moment dat, când guvernul francez a intervenit și a spus, domne, hop, trebuie să -i învățăm din nou să citească. Și nu e acum, de când cu device-ul, pic mai devreme. Pentru că în țara luminilor, țara așa, ajunsese lumea să nu mai citească. Vorbim de marea masă a populației, nu de câțiva. Da. Științele umane au acest avantaj, literatura, filozofia, de a provoca pe cel care o practică să gândească, să se exerseze gândirea, să scrie un discurs, să urmeze o linie logică, să facă asociații, trimiteri, paralelisme, analogii și așa departe. Lucrurile astea trebuie să rămână. Asta apropo de aceste vești îngrozitoare că s-ar scoate logica, psihologia, da, din viitoarele curicule școlare. Ceea ce înseamnă că literatura o să aibă și mai mare responsabilitate, pentru că vă rămâne aproape singura, că filozofia fi opțională, vă rămâne aproape singura care să problematizeze acțiunea și gândirea umană. Dacă nici filozofie, nici psihologie, nici logică, nu mai avem nimic, în ce sector, în ce domeniu mai rămâne ca elevul să gândească, să facă asociații, să interpreteze, să-și manifeste libertatea de gândire? Deci, când am dat la facultate, pe vremuri, la istorie, filozofie, dacă întrebai pe un profesor de atunci, și erau mari profesori, din Platon, etc., dom'le, vei vedea vreodată, dându-se la facultate de istorie, examen pe bază de test, se uita la tine și îți spunea că ești nebun, pentru că literatura, interpretarea istorică, nu se face pe bază de test. Nu-ți dai seama de valoarea celui care face o lucrare pe bază de test. Și istoria este văduvită în noua programă. Lucrurile, dacă nu se rezolvă, vom ajunge să regretăm anumite situații. Dar acum, pe final, pentru că mai avem încă un subiect la finalul emisiunii foarte important pentru comunitate, o să te rog să mai rămâi și tu 5 minute. Nicio problemă. Pentru că e chiar important pentru comunitate. Să ne întoarcem de unde am plecat, la carte. Radu Vancu spune: ceea ce rezultă este o carte admirabilă. Deopotrivă, Pour les enfants et pour les raffinés, una din cărțile acelea rare care pot converti un călător la literatură. Și viceversa. Mi se pare foarte frumos scris. Acum nu știu, ești prieten cu el, nu ești prieten, da, cu suntem, el? Da, suntem. Dar a scris foarte frumos și am citit numai finalul. Da, la romanul acesta, față de romanele mele precedente, am făcut ceva ce nu prea mai făcuse. Am dat manuscrisul la testare înainte și am primit feedback-uri pozitive și Radu Vancu și Marius Chivu, da, s-au oferit să scrie câte un cuvânt pe spate. Asta după ce am aflat că le-a plăcut, i-am rugat dacă pot să facă o recomandare, dacă tot le-a plăcut, și au rezultat aceste două texte. Da, pentru că ceea ce nu putem face în realitate, facem în scris. Asta face scriitorul. Scrie despre ceea ce nu poate face în realitate. Și scriitorul poate să facă la fel. Citim o carte pentru că în ea se află lucruri pe care fie le-am trăit, fie nu le-am trăit, dar vrem să le trăim, fie le-am trăit, dar nu le-am trăit la cotele la care le găsim în carte. Literatura are această funcție compensatorie. Și atunci ea propune o călătorie până la urmă. Bine, cartea mea e o călătorie și la propriu, pentru că e și povestea unei epave și a unei aventuri marine, e și povestea unui complot politic. Sunt mai multe mize, ca să spun așa, introduse în ea. Eu aș încheia
discuția cu Adrian Romila, citind câteva rânduri, apropo de ce spuneai tu, Adinaori. În puținele nopți petrecute pe mare, în drum spre Constantinopol, Adrian Romila se gândea adesea, înainte de a adormi în cușeta zguduită de sfărăitului Miran Lipa sau în carturile de pe punte, la aer, dacă întoarcerea lui acasă nu devenise cumva un fel de aventură ridicolă, un tablou al exilului în culori groase, cu o călătorie pe apă prinse între rame ponosite, o întortocheată mascaradă politică la capătul lumii, unde bătrânul Danubiu mare neuxin și nimeni nu știe că frumusețea primitivă a locurilor e atât de seducătoare pe cât e de ucigașă. Mie mi se pare un pasaj absolut reușit și văd că și ție îți place. Îl reaud, parcă nu e al meu, da? Da. A fost Adrian Romila, cartea lui Acasă departe. Pentru mine o mare bucurie și aș vrea ca acest gen de bucurii să-l facem mai des cu oameni care se pricep la literatură, la pictură, la muzică, pentru că avem nevoie și de așa ceva. Acum încercăm să luăm legătura și am luat deja legătura. Bună dimineața, cu directorul, managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, domnul Alex Filimon. Alex, noi am vorbit despre literatură până acum și trecerea este bruscă. Te rog frumos să îmi spui, pentru că am auzit că în legătură cu acreditarea spitalului, despre care noi tot am discutat aici, sunt niște noutăți și te rog să-mi spui tu dacă sunt bune sau rele, dacă ele înseamnă ceva pentru perioada următoare la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Da, domnul Bălănescu, vă pot confirma că acreditarea a fost amânată pentru ciclul 3, ceea ce înseamnă că este posibil ca vizita următoare de acreditare la spital să fie anul următor, probabil după luna aprilie, din motive obiective. Primul motiv ar fi infrastructura. După cum știți, avem proiecte în derulare la oncologie, la policlinică, da, și pe alte secții. Sunteți prea timid. Avem proiecte în derulare blocate. Blocate, da. Da, la deci, momentul și evident trebuie restartate, ca să zic așa, și în acel moment, cum să spun, se vor respecta și anumite circuite. Știți foarte bine că pe secția de oncologie e mai dificilă situația în momentul respectiv, de fapt pe tot pavilonul de interne. Un alt motiv obiectiv este faptul că noi am fost spital COVID singurul județean din țară până în martie anul trecut și de obicei o acreditare se pregătește cam în 18 luni ca să avem timp să facem documentele necesare care sunt verificate de comisia respectivă. Am început lucrul la acele documente în vară, toamna, să zicem, august-septembrie anul trecut. Nu am reușit să asigurăm tot fluxul de documente și toate analizele necesare pentru acele documente, dar am făcut niște pași importanți. Asta e cel mai important și vom continua să muncim într-un ritm constant. Cred că e cel mai importantă lecție pe care am avut-o de data asta. Lucrurile trebuie făcute tot timpul constant și poate câteodată, chiar dacă e încet, să fie în mod constant. Domnul Filimon, haideți un pic ca să înțelegem foarte clar. Deci, acreditarea, care înseamnă, cum să spun eu, un fel de certificat, cum sunt alea ISO sau altele, pentru spital și încadrarea lui într-un anumit grad, da? Corect. Este amânată, practic, de la ciclul 2 la ciclul 3, cum ar veni asta cu ciclurile interesante și la spital. Ce înseamnă financiar pentru dumneavoastră? Contractul cu casa rămâne același? Se menține contractul cu casa. Singura diferență este că pentru anul următor noi vom fi monitorizați de ANMCS în mod constant. E de bine, zic eu. Păi asta zic că poate una din lecțiile de viață pe care le-am avut aici la spital. E o monitorizare constantă și de asta mă repet, e foarte bine să lucrăm în mod constant, să nu facem gen pregătirea aceea când eram noi studenți în sesiune, că învățai în sesiune și
Da, dar vedeți că dumneavoastră ați ajuns manager, eu am ajuns ziarist, învățând în sesiune, știți? Măcar în sesiune învățam. Dar auziți, sesiunea s-a deschis și la Consiliul Județean pe partea de finanțări pentru spital, dacă tot am amânat pe un an, ca să nu ne facem de râs, măcar la finalul ciclului 3. Da, au fost discuții și sunt în continuare discuții, lucrez îndeaproape cu domnul vicepreședinte Păduraru, ca să asigurăm finanțarea. Noi, după cum bine știți, nu pot să spun că am făcut niște pași mergi, dar am început cu niște pași trimiți la psihiatrie și la UPU. Mă refer la niște reparații mai consistente în spital și vom continua cu chirurgia și pavilonul de interne, cu secția de infecțioase și să terminăm UPU, mai avem jumătate din UPU de făcut. Deci, din punctul acesta de vedere, avem sprijinul de la Consiliu, dar vă zic... Eu aș vrea să văd discuțiile materializate, știți? Adică să trecem de la stadiul discuțiilor la stadiul faptelor din punctul de vedere al finanțării. Eu știu că dumneavoastră nu puteți spune că nu sunteți finanțat suficient. O spun eu că pe bugetul aprobat spitalul stă prost. Poate de acum la o... Eu am discuții și am încredere și am promisiunile că la rectificare vom primi o sumă substanțială pentru reparații. Și dacă mai îmi permite să mai zic ceva, cred că toată lumea și-a dat seama că avem nevoie de un soc performant la spital. Sperăm să încheiem contractul chiar zilele acestea. Noi începusem, de fapt, procedura de achiziție cu ceva timp în urmă, cu câteva săptămâni în urmă. Sperăm să chem contractul și să-l avem implementat sigur în câteva luni, pentru că și lipsa acestui soft a făcut dificilă producerea acelor documente și acelor analize, fiind totul foarte greu. Bun, acum domnul director, domnul manager, știți cum e cu softul? Ai softul, dar trebuie să ai și degetele alea care să poată să bată și să introducă date. Eu nu vreau să fiu rău, dar poate ar trebui să vă uitați un pic și în jurul dumneavoastră la cei care trebuiau să producă acele documente, pentru că de obicei lucrurile astea sunt transparente și vizibile. Dacă sunt la cei care sunt în comisia de acreditare, îți spun, bă, ăla și-a făcut treaba, ăla nu și-a făcut treaba. Eu înțeleg. Noi avem aceste informații și veți vedea că vor fi anumite schimbări la spital și un am înțeles mod de lucru. Mulțumesc și aștept să ne vedem ca să discutăm pe îndelete lucrurile astea. O zi bună, sănătate, numai bine. Mulțumesc pentru telefon, mulțumesc, zi bună. E cumva aiurea să-i spui sănătate. Deci, să știți că eu aș scrie un roman despre spitalul din Piatra Neamț. Dumneavoastră știți că a fost explozia aceea și incendiu. Cu știți victime, că da. Și acum camerele respective sunt cu sigiliu pe ele? În momentul acesta, o cameră de acolo este cu sigiliu pe ea pentru că e la dispoziția autorităților care fac cercetări. Până nu se termină... Deci, se termină ce? Iar când vine chestiunea asta cu acreditarea e foarte importantă pentru un spital. Noi am pierdut ciclul 2, suntem în ciclul 3. De ce? Din cauza prostiilor. A început o lucrare la o secție și s-a descoperit că proiectantul nu și-a făcut treaba cum trebuie. S-a început în altă parte și tot același lucru, s-au găsit fisuri sau ce naiba, s-au găsit în structura de rezistență. Și în momentul ăsta nu te poți duce să acreditezi spitalul, că ai practic două secții moarte. E o problemă care ține de organizare, perspectivă. Nu numai în literatură sunt problemele astea, dar cum ar mai trăi literatura? Literatura dacă ne oferă alternativa unei pauze de la asemenea exact. Probleme. Da. Mulțumesc pentru participare, pentru răbdare. Oameni buni, asta a fost emisiunea. Ne vedem mâine dimineață. Sper să am o surpriză pentru dumneavoastră, dacă tot e grevă în învățământ. La revedere tuturor!